Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc pe Drochia Click TV. Sunt Cristina Țurcanu și vă prezint emisiunea Fără Mască. Cunoaștem cu toții că în data de 20 octombrie curent, pe teritoriul Republicii Moldova vor avea loc alegerile generale locale. În cadrul acestor alegeri vom avea posibilitatea să ne alegem primarii, dar și consilierii care ne vor reprezenta pe parcursul a 4 ani de acum încolo. Astfel am hotărât, prin prisma emisiunii Fără Mască, să oferim oportunități drochienilor de a-și cunoaște mai bine candidații la funcția de primar al orașului, dar și să oferim oportunitate sau posibilitate și concurenților electorali pentru a se prezenta și a-și prezenta programul electoral. Toți candidații la funcția de primar pentru orașul Drochia au primit invitație de a participa în cadrul emisiunii Fără Mască. Așadar, invitatul meu de astăzi este domnul Ion Dascăl, candidat la funcția de primar al orașului Drochia din partea Partidului Democrat din Republica Moldova. Domnul Ion, bună ziua și vă mulțumim pentru oportunitatea de a ne oferi acest prilej să vă descoperim mai mult. Bună ziua, Cristina, sunt și eu bucuros să vă ofer tot, să împărtășesc gândurile cu dumneavoastră, ceea ce am făcut, cetățenii să audă ceea ce am făcut și ce vreau să fac în continuare pentru raionul Drochia. Așadar, prima întrebare ar fi, cine este Ion Dascăl? Ion Dascăl este un băiat simplu de la sat, sunt în satul Drochia de Baștene, am născut în anul 1989, suntem trei copii în familie, eu sunt cel de mijloc, avem un frate mai mare, o soră mai mică, am copilărit permanent în satul Drochia, lângă stadionul, casa părintească se afla chiar lângă stadion, permanent eram în activitate. Mi-a plăcut foarte mult sportul și toate evenimentele care se treceau în sat, eram primul în toate, îmi plăcea să fiu. După finisarea studiilor din localitate, unde ați mers să faceți facultate? După ce am absolvit școala medie Dumitru Roma din satul Drochia, după clasa 9 am decis să plec la Chișinău, la liceul internat sportiv. Când am ajuns acolo, am început examenele pentru admitere la liceu și tata a zis că nu-i tine, aici adem în altă parte. Și mergând prin centru, pe lângă Ministerul Finanțelor, era liceul teoretic agricol pe lângă Universitatea Agrară de Stat. Și tata, dacă a absolvit Universitatea Agrară, a spus că hai să intrăm până aici. Când am intrat acolo, directorul era un coleg de lui de grupă. A spus că tot că îți rămâi, ei sunt la liceu agricol. Eu am absolvit Universitatea Agrară, îți rămâi la liceu agricol. Și am rămas la liceul teoretic agricol al UASM din Chișinău. După care am practicat sportul acolo, am practicat luptele libere până în clasa 12. Sunt candidat la maestră sport la lupte libere la cadeți, pe juniori. După care, pe Republică, da. După care am plecat la Universitatea Agrară de Stat. Absolvind liceul teoretic agricol, automat era imatriculat la buget la Universitatea Agrară de Stat. M-am dus mai departe să fac studiile la Universitatea Agrară de Stat, Facultatea Agronomiei Generală, și acolo deja am început să practic rugbyle, unde am jucat pentru Naționala Moldovei din 2007 până anul trecut, ultimul meci care a jucat la Drochia, și deja am maestru în sport internațional la rugby. Ne-am fost clasat pe locul 2 la campionatul european cu Naționala Moldovei și atunci am primit maestru în sportul la rugby. După care, în 2011, am avut foarte multe oferte de a pleca peste hotare cu sportul. Și în România, în Anglia, în Rusia, dar tata mi-a spus că trebuie să mai ajut pe mine, el, practic, e agent economic în domeniul agricol și deja am decis să vin aici în sat. Să vă reîntoarceți la Baștene, că am vrut să particip la dezvoltarea raionului Drochia, să-mi înființez o familie, ceea ce am făcut-o din 2011 în față. Da, sunteți căsătorit, sunteți tatăl unui băiat. Da, sunt căsătorit, soția Dascăl Rodica din orașul Drochia, avem un copil Ștefan, am acesta noiembrie, împlinește 5 anișoare. Să vă trăiască mulți ani înainte. Vorbiți-ne un pic despre cariera dumneavoastră până a venit în funcția de președinte al raionului. Unde ați activat, cu ce v-ați ocupat în această perioadă de timp? Până a devenit președinte al raionului, ca orice tânără, mi-am dorit să petrec activitatea mai activă aici la noi în raion.
Tata fiind membru al Partidului Democrat, am aderat la Partidul Democrat în 2011, eram vicepreședintele organizației pe tineret, după care am fost și vicepreședintele organizației de tineret. Și în timpul acesta am lucrat cu tata la pământ, terenurile agricole, îl ajutam, eu mai mult eram pe domeniul livezi. După care am activat la Multelecom, ca reprezentantul Multelecom în teritoriu, eram pe regiunea Roșcani, Drochia, Glodeni. După care, după înființarea locului de muncă la Multelecom, am devenit președintele Raionului Drochia. Când vi s-a propus sau vi s-a oferit oportunitatea de a deveni președintele Raionului Drochia, nu v-a fost frică de, mai mult, mai întâi de toate, de vârsta tânără pe care o aveți dumneavoastră și, dacă nu greșesc, sau dacă greșesc, mă corectați, ați fost printre cei mai tineri președinți de raion din țară? Deodată aveam emoții când mi s-a propus această funcție, dar în primul rând aveam emoții că în fruntea Consiliului Regional nu-i prea erau, nu se aflau tineri. Nu știam cum să reacționeze consilieri. Știm cu toții că cei din vârsta a doua, un pic mai vârstă, se uită cam altfel. Ei, cum și spuneau alți consilieri, chiar spuneau că ei, și vreați vii, și asta așa se facă, asta în așa timp scurt. Da, timpul era scurt, dar practicând sportul de echipă, cum este rugby, m-am învățat foarte mult de a fi un luptător până la urmă, nu trebuie să leși echipa în urmă, trebuie să mergi permanent înainte. Deci am decis că cred că o să fac față la ce, unde la funcția care mi-a propus-o de președintele raionului. Cum ați reușit să consolidați echipa din Consiliul Raional Drochia? Primul pas, probabil, care a fost de a consolida echipa Consiliului Raional Drochia, știm cu toții că în Consiliurile locale, raionale, vin puterea mai multor partide politice, am început să nu mă ajut, cum se erau alții, doar la un partid de ajutat. Adică veneau problemele la Consiliul Raional, încercam să le soluționăm pe toate, indiferent de la care partid. Dam bani și în satul X, Y, care nu erau chiar a Partidului Democrat, ci în alte domenii. Să înțeleg că puneți accent mai mult pe oameni decât pe apartenența politică? Da. Asta mi este chiar și... Așa sunt eu, cred că, ca fire de om. Da, fac parte ca oricare dintr-un partid politic, dar mă bizez mai mult pe fire omenească, nu pe apartenența politică. Dumneavoastră ați deținut funcția de președinte al raionului, acum sunteți degrevat din funcție pentru a candida la funcția de primar al orașului Drochia. Cât de greu sau cât de ușor a fost să exercitați cea mai înaltă funcție din raion? Totuși ați avut niște responsabilități destul de mari. Responsabilitățile sunt destul de mari, dar când în spatele tău ai cu cine lucra, ai o echipă care te poți consulta, toate lucrurile se pun la punct. Dar vreau să vă spun că chiar pe timpul când era, eu am fost președinte raion când era guvernul Filip, orice problemă care era mai greu de solucionat în Drochia, adică nu știam nici eu, poate ei și alții nu știau cum să mă consulte, chiar mergeam la oricare minister, intram la oricare ministru, secretar de stat, mai consultam și apoi veneam în teritoriu și rezolvam problema. Ca să rezolvați întrebarea. Bănuiesc că funcția de președinte al raionului, domnul Dascăl, v-a furat foarte mult timp. Cum explicați familiei, copilului, că uite, tata este ocupat cu rezolvarea problemelor din raion și cu siguranță ați acordat puțin timp celor dragi? Deodată soția chiar a fost contra că eu să fiu președinte de raion, că ea se gândea tot, că toată ziua o să stai numai la serviciu, o să fie în teritoriu și puțin timp o să acordi familiei. Dar dacă pui toate lucrurile la locul lor acum se cuvine, ai timp și de familie și ai timp și de activitate de serviciu. Ce părere aveți despre acest citat, că în spatele unui bărbat de succes stă o femeie puternică? Este adevărat? Este foarte adevărat. Noi știm cu toții că femeia este o personalitate foarte puternică și pentru bărbați și în societatea omenească, deoarece dacă știm bine istoria, de la femei s-a început războaiele, de femeile au potolit războaiele. Așa și femeile dau viață persoanelor care cum suntem astăzi noi. Dintr-o femeie se naște un bărbat, dintr-o femeie femeie educă un bărbat, femeie crește un bărbat și femeia stă permanent lângă un bărbat. Dacă ați avea posibilitate să schimbați careva decizii pe care le-ați luat fiind în funcția de președinte, ați face-o, aveți regrete?
Vreau să vă spun că au fost și lucruri mult mai grele, dar să nu fi fost lucruri acestea grele, nu eram astăzi așa de puternic. Deci eu nu vreau să regret nimic, trebuie de mers permanent înainte, oarece fiecare om se învață prin greșeli. Și trebuie să mergem înainte, să vedem care greșeli le-am făcut, pentru că mai mult să nu le facem. De ce ați decis să candidați la funcția de primar? Deci am decis să candidez la funcția de primar, deoarece viitorul, părerea mea că viitorul Republicii Moldova nu sunt centrile raionare, sunt orașele mari. Și părerea mea că cu timpul, dacă să ne luăm după parcursul european, toate satele astea care mici o să treacă în gestiune orașelor cele mai mari. Ca un oraș să aibă 15, 20, 30, 40 de mii de locuitori, de a putea mai bine adera la proiecte, de a face un oraș mai dezvoltat aici la noi acasă. Și am și am familie, vreau să trăiesc aici, în orașul Drochea. Vreau să am și eu măcar 3 copii, cum suntem noi la părinți. Și vreau ca copiii mei să meargă pe un drum bun, să aibă condiții bune, să fie în siguranță, să facă o educație bună aici, în orașul unde locuiesc. Domnul Dascăl, de ce ar trebui noi să vă votăm pe dumneavoastră și echipa dumneavoastră? Să vorbim de echipă. Echipa mea vă spun că este o echipă puternică, o echipă de profesioniști. Nu m-am axat numai pe aici, cum se axează alții, pe putere politici și pe businessmani, dar m-am axat ca și am, până la urmă s-a reușit ca în echipă să avem din toate domeniile. Cu echipa care merg eu astăzi în campania electorală, sunt din domeniul învățământului, din domeniul medicinii, din domeniul culturii, din domeniul sportului, din domeniul business-ului, juriști, sunt toți profesioniști din toate ramurile care putem, știu sigur că ei o să mă ajute și o să ne consultăm împreună ca să facem oraș mai prosper. Ceea ce ține de mine, am mai spus încă o dată că problemele care sunt în orașul Drochea se poate de soluționat, nu e posibil să soluționez tot 100%, dar sunt niște probleme care se poate de rezolvat aici pe loc, împreună cu echipa și cu cetățenii. De aceea am examinat foarte mult ceea ce ține primăria orașului Drochea, de aceea și vreau să candidez la funcția de primar și îndemn să mă susțineți, deoarece toate proiectele care sunt, problemele mai mari care sunt cei de apă și canalizare, drumuri, iluminare, dezvoltarea parcurilor, condițiile pentru copii, a traiului și, în primul rând, pașaportizarea clădirilor cu 9 etaje și cu etaje și ascensoarele care este o problemă pentru drochieni, poate de le rezolvat cu banii din bugetul care sunt în bugetul local. Nu trebuie de cerut, cum spun la noi în popor, de îmblat cu cerutul, cu mâna întinsă, de a-ți da cineva. Recent ați postat pe pagina dumneavoastră personală de Facebook, venind în fruntea primăriei Drochea, alături de echipa dumneavoastră, veți implementa niște proiecte coerente. Despre ce fel de proiecte ați avut în vedere? Proiectul cel mai important pentru orașul Drochea, care îl văd astăzi eu, este, în primul rând, de a soluționa problema cu apa și canalizarea, de a diminua taxele de conectare, ceea ce am pătut tot și eu m-am ciocnit cu aceasta, ca să te conectezi la o țavă de 2-3 metri sau de 10 metri, hai să spunem mai lung, la canalizare în orașul Drochea, trebuie să achizi cel puțin 8.000 de lei. Nu fiecare și poate plăti această taxă. De aceea am să mă axez mai mult ca din bugetul local să fie bani alocați, făcut un proiect pentru apă și canalizare. Și există acest proiect? Există acest proiect în prima etapă, GIZ-ul, dar nu acoper tot orașul, doar o parte. De aceea vreau să susținem în continuare, deoarece noi astăzi ajutăm cetățenii să conecteze la apă și canalizare și mâine ajută ei, pentru că ei totul nu oricum achit taxele astea și oricum banii vin în buget. Dar în schimb nu-i faci gospodar pe cineva care vin și spun taxele care vor ei. Vă dați bine seama că venind în funcția de primar, nu toate deciziile le ia primarul, pentru că există și consilierii. Care ar fi oportunitatea dumneavoastră de a găsi limbă comună cu consilierii care vin, evident, din diferite partide politice și fiecare cu interesul lui? Consilierii care o să fie aleași pe listele la administrația publică locală, la oraș, la consilieri, ei cred că vin și ei cu un scop. Nu vin ca să-și îmble buzunare sau să facă numai un PR, dar ei cred că vin să rezolve și contribuie la dezvoltarea orașului și rezolvarea problemelor, care sunt cele de bază, cum și
Cum și le-am spus. Cred că o să ajungem la un numitor comun ca să facem acest proiect, să le implementăm. Care este concurentul electoral, metaforic vorbind, de care vă este cel mai mult frică? Mie singur mi-e frică numai de Dumnezeu. Restul o să vedem cum o să decide cetățenii. Și bineînțeles că aveți și un program electoral bine cizelat, bine determinat, cu care veniți în fața cetățenilor. Care este acest program electoral al Partidului Democrat și al dumneavoastră, bineînțeles? Acest program electoral al Partidului Democrat este aprovizionarea cu apă, de extinderea rețelelor de apeduc și canalizare în orașul Drochi, extinderea rețelelor de iluminare, renovarea parcurilor din orașul Drochi și a lacului consumuliștilor, care este o problemă în ziua de astăzi, și extinderea, un moment care vreau eu să-l aduc în raionul, în orașul Drochia, este de subzonă economică liberă. Deoarece odată ce avem o subzonă economică liberă la noi în oraș, putem agenții economici pot să vină mai ușor cu diferite contribuții de a dezvolta acest oraș. Deschide o fabrică, deoarece când ai o subzonă economică liberă, atunci agenții economici sunt scutiți de o perioadă oarecare de TVA-ul, ceea ce permite ca ei să aducă și mai rapid să se dezvolte, să deschidă o afacere aici la noi și de a crea locuri de muncă, deoarece noi știm foarte bine că de ce mai multe locuri de muncă noi avem, deși taxele sunt mai mici, deși mai mulți bani vin în buget, deoarece toți vin aici ca să se dezvolte. Dar ce veți face ca drochienii să rămână acasă, să nu mai plece peste hotare? Din păcate, mizăm mai mult pe a deschide locuri de muncă, cum și-am spus, dar migrația, odată ce a fost de regimul liberalizat de viză, nu poți să interzici omului să plece. Noi știm foarte bine că până ce la noi în Orașca și în Republica Moldova este foarte greu să ai un salariu așa cum l-ai în Uniunea Europeană. De aceea trebuie, în primul rând, să avem o conlucrare cu statele europene, ceea ce, și cu înfrățirile care le avem noi cu multe regiuni din România, care să ne ajute de a oferi foarte multe proiecte, anume pentru tineri, de a ne baza pe tineret. De exemplu, dacă vine un tânăr medic la noi în orașul Drochi, de ce să nu facem noi un apartament social de le oferi la acest tineri? De exemplu, vrea să vină să facă și el o investiție, de ce noi îl ajuta în condiții, el are un lot undeva de pământ și vrea să deschide ceva, de ce să nu-i tragem noi apa și canalizare până la el, la lot, ca el să investească și să dezvolte afacerea aici la noi acasă. Sunteți pentru susținerea tinerilor antreprenori, sunteți? Sigur. Asta e și viitorul Republicii Moldova. Vreau un pic să ne vorbiți despre, deci o problemă a drochienilor, o problemă strigentă în orașul Drochia sunt câinii maidanezi. Aveți o soluție pentru această problemă? Problema câinilor maidanezi este, de fapt, nu numai la noi în oraș, dar toată Republica și în foarte multe țări europene. Primul pas care l-aș face dacă aș deveni primar al acestui oraș, aș încheia contract cu o companie care se ocupă de sterilizarea câinilor, de a face, în primul rând, o regulă aici în oraș, un pic cu câinii care sunt agresivi, care sunt bolnavi. Noi avem, până când este aici în oraș, un loc unde a fost azilul celălalt, nu azil, ca să spunem azil, dar acolo unde se antrena, îi antrenau pe câini și este loc de plasament, de a încheia un contract cu o companie, de a face această revizuire de la început. După câte cunosc, în oraș s-a investit într-o oricare, așa în ghilimele, azil de câini, s-au spălat foarte mulți bani. Și vreau să, dacă vin la conducerea orașului, în primul rând vreau să văd pentru ce să investesc acești bani și cum să investesc acești bani. Că nu cred că problema e, cum o spun alții, că documentele de la Chișinău nu au fost semnate. Dacă nu ai condițiile care trebuiește pentru Dumnezeu, și normal că nu ai să semnezi nimic. Și dumneavoastră foarte bine știți, la dumneavoastră acasă fix așa. Dacă nu ai poartă și nu ai gard, și deja le vin mățele prin o gradă. Așa, și aici e fix aceeași situație. Asta până când problema, propunerea mea pentru soluționarea problemelor câinii maidanezi. Câinii maidanezi. Veniți cu o echipă. Vreau să ne vorbiți un pic despre echipa dumneavoastră cu care veniți. Cum și-am spus... Cum ați ales? Pe ce criterii ați ales candidații la funcția de consilier? Dacă ați văzut, au văzut mulți locuitori lista de consilieri la orașul Drochia, din partidul, membri a Partidului Democrat sunt doar câțiva din ei. Restul chiar i-am rugat, care am avut o conlucrare pe parcursul mandatului meu de președinte a raionului, am avut o conlucrare foarte bună cu dânsii și mi-a plăcut
conlucrarea și susținerea pe care am dat din partea lor și le-am propus ca să meargă cu mine mai departe într-o echipă de a face și un orașul să fie așa cum am avut și noi conlucrarea cu ei. Și toți au acceptat. Sunt alături de dumneavoastră. Da. O întrebare ar fi, ce părere aveți despre persoanele care migrează de la un partid la altul și mai ales în campaniile electorale se întâmplă acest lucru sau când se schimbă puterea în stat? Dacă observăm, se schimbă dintr-un partid în altul doar persoanele care sunt un pic, au mai trecut prin alte partide politice. Eu, de exemplu, din 2011 am fost membru în Partidul Democrat și sunt în continuare membru în Partidul Democrat și am să merg numai cu Partidul Democrat. Dacă, spunem așa, Partidul Democrat o să dispară, cred că o să merg și eu mai departe pe independent sau pe plan profesional care l-am eu în domeniul business-ului. Dar de cei care emigrează de la partid la partid, am foarte mult de le spus. Eu nu m-aș aștepta niciodată că lumea poți fi așa naivă și să nu se gândească la dezvoltarea raionului sau orașului, să gândească numai la fundul lor, hai să spunem așa, o leac mai deschis, deoarece eu văd că în ziua de astăzi ei își apără numai interesul lor, să aibă un salariu, să stăi bine pe scaun și mai mulți nu facă nimic. De ce eu nu pot să-i numesc, adică dacă să fie așa deschis, le-aș spune foarte mult de-n față, mai cuvinte mai interesante, dar așa am să mă abțin și am să spun că acestea sunt, în primul rând, dacă tu te schimbi dintr-o fustă în alta, ești deja un trădător, poți să spunem, hai să fii și trădător de patrie și de oraș, trădător de cetățeni, deoarece cetățenii când ai venit la un partid și care ai fost la guvernare, ai stat într-un fotoliu și nu ai făcut nimic pentru ei și acum la moment să te duci iar în alt partid, eu cred că lumea singur deja e conștientă și numește trădători pe acești oameni. Aveți în echipa dumneavoastră astfel de oameni? Avem o persoană care au fost mai multe partide politice, dar cred că dânsul știți cum este vorba și e gorbată pe măghila e spravit. Așa e și aici, nu mai schimb nimic. Am înțeles. Este cel puțin profesionist, sper. Da, să-și l-am cu noi în echipă. Am înțeles. Am să vă ofer niște întrebări ad hoc, la care aș vrea să răspundeți la fel de repede. Roșu sau albastru? Albastru. Lalelele sau trandafirii? Trandafirii. Antreprenor ori funcționar public? Funcționar public. Dacă v-ați întâlnit cu Dumnezeu, ce i-ați spune? În cele tarde lucruri rele care le-am făcut. Care este culmea durerii pentru dumneavoastră? Trădarea. Și dacă ați avea oportunitatea de a vă reîncarna, în ce ați vrea sau în cine ați vrea să vă reîncarnați? Veți în vedere pe plan profesional? Nu este neapărat într-o personalitate, într-un animal, într-o vietate, nu știu. Într-o personalitate sau într-un animal, de exemplu, dacă într-un animal m-aș încadra în lup, deoarece este un luptător care luptă până la moarte, iar dacă într-o personalitate, mi-este greu acum să spun. Aveți un idol, vorbim de domeniul politic? În istorie sau actualmente? Nu, niciodată nu m-am gândit la idole. Permanent am crezut în mine și ceea ce pot face eu. Ce părere aveți despre activitatea femeilor în politică? Am mai spus-o și o mai spun că femeia este o personalitate foarte importantă cât și în politică și în societatea românească, deoarece, cum și-am spus-o, femeia a început războaiele, femeia a terminat războaiele. Sunteți de acord să fie femeia în politică? Sunt de acord să fie femeia în politică, dar nu mai sus ca bărbatul. Degeaba spune că capul este bărbatul, dar gâtul este femeie. Și unde se întoarce gâtul, acolo se întoarce și capul. De oricum capul mai sus. Am înțeles. Ce părere aveți despre persoanele de altă religie, de altă apartenență politică decât cea dumneavoastră, de persoanele LGBT? Fiecare om își creează viitorul așa cum îl dorește el. De aceea nu poți să interziși omului să facă ce anume ce dorești tu. De aceea, probabil, și există în lume așa, să lupți pentru ceva. Că tu vrei într-un fel, altcineva vrea într-un fel. De aceea că evoluează societatea în continuare.
Spuneți-mi, vă rog, ce ați face în domeniul restaurării monumentelor istorice din orașul Drochia? Și aici vorbim de turnul de apă de lângă calea ferată, care este un monument reprezentativ. Permanent mi-a plăcut și îmi place să călătoresc. Am călătorit în foarte multe țări europene. De aceea sunt pentru renovarea și restaurarea tuturor monumentelor istorice care sunt în orașul Drochia, în raionul Drochia și în toată Republica. Deoarece, prin monumentele istorice, când le restaurez, când vine un grup de turiști sau chiar niște copii din clasele primare, când le lămuresc istoria acestui oraș, de unde a provenit acea fântână, de unde a provenit acel movilă care de pământ, care sunt apoi înțansorită de la turcii rămase de la Imperiul Otoman, este ceva plăcut. Dar când te duci acolo și dezastru, nu știu ce a povestit de ce e. Cum credeți, care ar fi cartea de vizită a orașului Drochia, fiind dumneavoastră în calitate de primar? Cartea de vizită, în primul rând, a orașului Drochia este Catedrala noastră a Drochiei, Adormirii Maicii Domnului. Dar, la moment, să vă spun cinstit, până nu renovez careva monumente istorice, acea fântână care a spus dumneavoastră, acel parc de pânțânsorită cu acel movilă de pământ, nu pot să spui altceva decât despre Catedrala Adormirii Maicii Domnului, într-adevăr care este un simbol al orașului Drochia și a tuturor drochienilor. Da. Care este cel mai scump lucru material pe care îl aveți? Lucru material? De ce intră în lumea lucrurile astea materiale? Păi, nu știu, pământuri, casă, mașini, avioane, vile cu piscine. Vile cu piscine nu am, asigur, deodată. Cel mai scump, în primul rând, pentru mine este familia, după care, ca să-mi întrețin familia, asigur că afacerea pe care o deținem împreună cu tata și cu fratele în domeniul agriculturii. Am înțeles. Și acum, domnul președinte al raionului Drochia, degrevat din funcție și candidat la primar, domnul Ion Dascăl, vreau să vă rog să veniți cu un mesaj către toți drochienii. Mă rog, nu știu, să îndemnați să vă voteze. Mai drochieni, vreau ca pe data de 20 octombrie să ieșiți la vot, să dați votul de încredere anume persoanelor care fac ceva pentru oraș, pentru raion, nu pentru persoanele care vin de la nimic și se fac gospodari pe spatele nostru, dar oamenii care în spatele lor au afaceri oarecare și folosesc banii publici corect pentru a gestiona, pentru dezvoltarea orașului și raionului. De aceea, pe 20 octombrie, vă îndemn să ieșiți la vot, să votați numărul 9 în buletinul de vot pentru o nouă viață a orașului Drochia. Domnul Dascăl, noi vă mulțumim tare mult pentru că ați participat în cadrul acestei emisiuni. Vă dorim succes și cu Doamne ajută! Mulțumesc și dumneavoastră succes și o zi frumoasă în continuare!